Salut și bine ați venit la un nou episod League of Legends. De mai aici cu Piche, mă, în sfârșit jucăm cu Piche. Holy shit, dar fac blue ăsta în 20 de ani. Jesus Christ, pot să măcar să fac? Zero fucking damage, nebun. Ce face asta? Sunt un submarin. Trage pe toți? Nu. Gâgâ, Splinter. Trebuie să-mi pun fucking mâncarea deoparte, să aducem microfonul mai aproape, că... Rip. Oare dacă dau asta, monștri devin invulnerabil? Oare să-mi dau? Ok, fucking, dăm smite-ul și așteptăm pentru el data viitoare. Dau foarte, foarte puțin damage. Mă gândeam că o să dau un pic mai mult damage de atâta, dar se pare că e fucking useless. Startul e atât de trist. Și nu cred că fac eu ceva greșit. Hai, suntem aici cu aici sus pe Bogdi. Pe mid lane e random și pe ball lane e Norzi cu Karma. Oh, what the fuck. Nu gândeam că se face altceva. Nu cred că dacă stau așa o să... Asta să fie trist, genui. Abilitățile nu mă ajută. Oh, fuck. Am văzut-o pe aia. Dumnezeu, nevoie de... De Golderino. De experiența am nevoie. Și n-am de unde să iau. RIP. Bogdi este mort. Super greu, mă. Ui, gen, ui ce încet. Da. Și ce că mă lăște atunci nebun? Da. Junglă, RIP. Mă gândeam că o să fie mult mai efectiv în junglă, având în vedere că nu are chestia alea, dai și tu un hook, dai și tu din aia, dar se pare că e fucking useless. Chiar dacă aș fi început cu asta, mi se pare că ar fi fost același căcat, hai să iau căcatul ăsta alt. Totuși. Mereu, trebuie să fii pe lane, 100% trebuie să fii pe lane cu el, altfel... Ui cât durează, abia am luat, nici n-am level 3. Aia face imediat level 4 și eu n-am level 3, pentru că nu poți să omor monștri în junglă. De asta trebuie să fii pe lane, să iei minionii, să faci level și toate astea și atunci poți să faci ceva. Da, așa nu poți. E trist. Ok, e destul de mișto chestia aia că îmi reduce un basic. Nu o mai atacă mai odată. Vedeți de ce face asta. Nici măcar nu știu ce fac spellurile. Oh, asta e aia cu stun, ok? Bun, acum știu. E-ul e stun-ul. W-ul e căcatul ăsta care... Ok, bun. Perfect. Am învățat și skill-urile. Acum știm ce face fiecare. Am văzut-o că Zoe e aici. Bravo, fă. Nari. Oh, shit. We out. Dă-i nea, oh my god, what the fuck? Da, n-a aveți de romana. Rip. Rip peroni pe peroni. Era gen, what the fuck, nici măcar basic-uri nu dădea omul, mă. Dar eu mai aici un adevărat Katarina main, ca de obicei. Trebuie să pice cineva care pur și simplu trebuie să fie un tryhard de aici, mă, un tryhard, mă. Dar oricum îi zăpăcim. Dar a fost ăsta pur și simplu picul trist. Și suport are level mai mare decât mine. N-am văzut. Rip. Rip peronii.
Nu cred că putem să-i omorăm, sau? Vreau aici sărăcie. Easy fucking game! Da, nu ajung la RIP. GG. Așa. Hai să mergem să facem noi blue și toate astea noastre. Pe sub apă sunt un submarin. Păi e destul de interesant, dar dacă nu ai damage. E fain că îl trage direct la el. E amuzant într-un fel. Ai zis că am blocat atacul, gen l-am făcut să nu mai dea. Ok, fie. Hai să mergem mai departe. Nu știu dacă pot să fac ăștia, sincer. Hai, acum am un pic de damage. Bun. Perfect. Azi. Atac acolo frumos, mă. Point. Hai să mergem să luăm un pic de iteme, mă. Nu ce, o, un item frumos. O, ce mă speria, what the fuck, ce, nu știam ce dracu. What the fuck. Nici măcar nu știam cum, cum își dă asta back, mă. Asta e prima oară când văd. Nu știam de ce, atunci când am ajuns aici în bush, nu știam, am crezut că am sărit eu peste zid sau nu știu ce s-a întâmplat. Dar n-am vrut să zic nimic pentru că nu vreau să par în pula mea așa prost. Dau-i în pula mea că ia sunt crocodil. Fizz 2.0. Om, tornadă, ce pula mea era acolo, apă, pești. Da, suntem. O să vedem cum merge după. După un pic de damage. Nice. Vezi acum că am. Am un pic de... Am un pic de damage. Merge un pic mai bine, acum vin. No. Buggy. Hey, Goofy bitch. Hai că o prindem. Unde te duci tu, dorule? Whee! Am cam ciordit chiulele acolo la Bogdi, dar Bogdi e băiat bun. Ai zis, nu zis nimic. El știe că e greu cu pique, el, uite, ne ajută, mă, ne ajută. Vezi acolo Honor Bogdi acum. După 20 de episoade îi dăm honor la Bogdi. Confirme. A furat și eu unul. Trebuie să fur și eu ceva, mă, să mă simt. Să mă simt și eu bine. Nu mă vede cu ardul, nu? Holy shit! Ați mort. Oh my god! Drip! Oh, era invizibil, mă, curva de om. Era invizibil, mă, nu vine să cred. Stătea ascuns la măsa în pizdă. Dar ghiși ce? Ăle, oh, rip. Da, moare. Holy shit! 40 viața a rămas, mă. Curveta. Hai după aia. Hai după aia. Puș, ce place cum se vede. Zici că sunt... Sunt cum îl cheamă pe ăla din Naruto, mă? Care merge cu apă. Cum îl cheamă? Kisame, mă. Știi când își face, când se face gen Rekin? Oh my god, sunt un fucking Rekin. Hai să încercăm să mergem și noi bowling repede. Știu care ward aici. Dar
Acum vin! Dar asta cât de departe mea? Prediction! Adică am văzut că și-a dat. Ce am văzut că și-a dat, mă? Au! Vreau să-l iau și pe ăla. Dar nu-i nimeni pe aici, mă. Oh, stai că numere îți dau. Mă gândeam că pot. Holy shit. Aaaa, nu! Lasă-mă! What the fuck, m-a văzut? Lasă-mă, fuck, invizibil! Dar-l prinde! Prinde-l! Fute-l! Nu lăsa! Spargeți oasele creierii! Da, nu-l omoară. Jesus Christ. Hogmo ăsta a fost prea ce, bă. A fost prea ce. Totuși, mă, damage, mă. Acum încep să dau damage, mă. Dar ultima dată asta am ratat-o. Trebuia să mă gândesc că o să fugă. Dar totuși, sună bine, îmi place. Dar cred că un Trinity Force ar fi ceva drăguț. Îți dai seama să atac repede din spate cum dau cu asta și puf, că mai ales că folosesc skill-uri. Dau eu și apoi basic, ăla e pasiva de la Trinity, boom, extra damage. Dau Q, iar pasiva de la Trinity, extra damage. Hai să dăm W-ul ăsta să mergem repede. O, iar acum ne prindem cum e șmecheria, cum merge șmecheria aici. Poink. Nice. Bun, hai să mergem așa. Prinde-l. Easy, bo. Gang-uri. Gang-uri se numesc astea. Tu știi ce la gang? Nu știi ce la gang. Ce amuzant. Da, nu prea poți faci dragonul zola aici, mă. Că nebunești. Nu-i ca Udyr și restul. Da, cu dragonul mergem rapid back. Bine că Kogma n-a murit acolo. Dar dacă o prinde pe curva asta. Ok, a nimerit-o. Chris în capa. N-au fost câstimul, au fost kill. N-am fost o primul. Boom! Vreau să dau și... Oh, am primit assist-ul. Ce e asta? Holy shit. Holy... Wow! What the fuck, nu știam că poți dau prin perete, prin Grisfinter. Chiar nu știam că mă răbim perete. Dar acum știu. Mă gândeam că nu o să meargă prin perete. Hai să luăm ăla. Ia zi, aici mare? Da, mă. Nice. Perfect. Oh, shit, să nu mă nimerească. Las pe Bogdi să fac astea, sau? Hai, mă. Mamă, ce greu moare ești că stăm de 20 de ani aici. Te-o dau repede back, repede back. Așa, și ia să vedem acum câți bani mai trebuie pentru ăsta. 1000 și ceva, gg. A făcut. Hai să mergem cu asta. Genial. Am fost repede să închid ușa, să nu vină toată lumea la mine aici, că iară țipă și face chestii. Și nu mai pot să facă video meu de calitate suprem. Oh, nu. Moare. Acum vin.
Holy shit, dă ceva. Au, de nimeream Q acolo. Dacă nimeream Q, dar nu s-a pus damage, nu s-a pus damage pe Q. What the fuck? Ce au scăpat, frate? Hai să vindem asta. Dacă aveam Trinity Force acolo, era gâgă. Ce tristuț. Dar oricum 7-4 pentru prima oară cu ăsta micu. Cu scafandru. Zic că e destul de decent, azi că e chiar prima oară când joc cu el. Și se pare că mă descurc destul de bine. Nu e nimic grav. Doar se poate mult mai bine de atâta. Probabil următoarele jocuri pe care le voi juca cu el vor fi mult mai bune. Ăsta e chiar primul meci care îl joc. Pe care îl joc, dar poate. Bun. What the fuck? Ia-i pe aici. Unde-i? Ba, nu uite acolo. Oare se duc la Darius? Mamă, dar asta cu stun-ul e genială. Mă simt ca un Shaolin. Acum avem... Aici. Dacă ar fi venit la mine. Oh. Așa, dacă intru acum în buș și îmi încarcă viața. Da, mă. Holy shit, tu ești nebun. I'm a god. Gâgă, mă! Holy shit, cât damage mi-a dat căsaia, Jesus Christ! Rip! N-am înțeles de ce nimeni a venit, mai aproape un pic. Toți erau așa foarte în spate. Dar nu contează. Am mult AD. Hai, Zoe și Kata nu dă chiar atât de mult de meu, sincer. Dar o să hai să ne facem. Oare să-mi fac cooldown? Nu cred că... Sau mai cumpăr un item cu cooldown. Da. Hai să luăm buții ăștia doar așa să ne mișcăm mai repede. Dar vreau să-mi iau ceva care dă mult damage. Ceva care aș putea să sparg tot. Probabil ăsta ar fi o idee bună, pentru că ajung în spatele lui și îi dau un basic și aș putea să apăs dată pe Titanic și ar veni că îi dau două basicuri. Asta ar fi bine. Hai că omorâm pe asta, cred că solo. Hai să vedem dacă putem. Hai fă, nu fugi. Are. Totul bine, totul frumos. O văd pe acolo. Unde? Tu! Ce ți-am dat? Lasă-vă că stai bine.
Hai să merem. Mamă, e deja interesant, deja interesant aici. Oh, fa. Hai, opus aproape. Oh! Up! L-am prins. Aproape. Ma, ce distractiv ești, nebun. Dar la început e ca un vierme în pula mea, nu poți face nicio. Oh, și dă și damage asta. Stai, stau aici. Chiar nu-i trag pe cineva. Oh, fac, mai trag pe nimic. Bah! Oh, fuck me. No! Oh, fuck! Ai! Alai! Asta-i Penta! Penta! Vino aici, fă! Jesus fucking Christ, mamă câte kill-uri! Încep să mă simt bine! Încep să mă simt bine, mamă, dacă am și trăit acolo, că tot am fuck, fuck, dodge, una alta, fuck, fuck, dodge, una alta. Hai să... cred că itemul ăsta ar fi probabil printre cele mai bune. Sau... 24, sau... Și Black Cleaver, că îți dă 20 cooldown, ar fi genial. Dar ăsta, că îmi dă de viață. Și eu vreau să trăiesc și să pot să tot fac șmecherii. Pentru că am 30 și poate îmi iau la sfârșit, după ce termin Titanic, o să-mi iau Mau și am numai mai 10, mai 10 cooldown și o să fie genial. Dai să mai repede. Mai ales cu buții ăștia, e mere, mere, ce repede, mere. E genial, mă. Hai că-mi place. Primul match cu ăsta, mă, și ui câte kill-uri fac. Ui câte chestii pot să fac. Ia uite, îmi place cum scalează, gen, începutul e teribil, e chiar fucking teribil, tu ai văzut că nu puteam să fac nimic, mă simțeam useless, mă simțeam incredibil de useless. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Rip. Mamă, cât damage mi-a dat, cine pula mi-a dat? Bă, dar nici mi-arată damage-ul pe care l-am luat. Cât 500 cu 500, 1000. Și o 200 de la Katarina. Nici măcar nu e 1800 în pula mea. Unde e restul de viață? În serios. Rip. Na, un pic am greedy acolo, am încercat să mă bag prea adânc. Dar acum că o să-mi iau ăsta, o să fie mult mai fain. E foarte tank heal away asta. Chiar dacă aș fi scăpat la faza aia, dacă aș fi dat ulti, probabil m-ar fi omorât Ilaoi. Ilaoi. Dar cred că suntem din aceeași nație, nu? Din aceeași nație, mă refer că e și din asta, din casa cu apă. Cu șmecherii, cu chestii. What the fuck? Băi, am dat 0 damage, mă, te-și nebun? What the fuck cu tentaculele, măti? Dar are prea mult armură. 40 cu 20 și deja nu mai dea 0 damage. Dar nu dau magic damage sau s-ar pune magic damage asta, nu cred că s-ar pune. Sau probabil. N-am crezut că e psychical damage. Dar e ciudat. Ui, și asta e psychical. Tot e cam psychical. Nu-i gen magic damage. Dar în fine. Greșeala mea, mă. Ia uite la Bogdi. Bogdi zăpăcește, nu mai are ce să facă, că Bogdi e prea tare, are 11 kill-uri. E o bestie și Bogdi. Hai să mă așa asta. Ui cât damage dai cu asta. Ai văzut cu Trinity Force-ul cât ai dat? Că dai cu Q-ul și direct când îl trage, al doilea, de primul basic pe care îl ia, e pasiva de la Trinity, direct.
Și asta e trist. Oh, da, bine ai venit, mâncați iași. Mai îmi dai tu damage mie, o? Aaaa, what the fuck, cum? A ratat și ultima, ești nebun, mă. Oh my god, nu. E gen trist. Wow! Wow, ce mi-a pus semnul ăsta. Fut-o ai pe măta în gură. Still, you are losing. Îmi plac oamenii ăștia, îmi plac oamenii ăștia, gen, chiar dacă mai mor de 5 ori, dar de 10 ori dacă mai mor, tot ei nu au cum să câștige. Dar știi, pune semnul întrebării, oh, eu am skill, te-am făcut, e prima oară când joc cu campionul ăsta, mai ales că ea are atâtea escape-uri și căcaturi, dar se simte ea, oh, mai încă aia. Nimeni nu mă poate dobor. Hofă. Dacă spuneam un singur basic, era mortă. Dar înseamnă nu consumi eu flash-ul. Că mă vând speed-ul ăsta. Am dă mă vând speed, ce de probleme de-a. Acum vin. Holy shit. Așa e, și eu. Mă gândeam că vine. Mă gândeam că vine, dar n-are curaj. Are. Gâgâfă. Cea, și-a dat flash-ul. Și-a dat flash-ul, știa că... Știa că o prind. Că la trecută atunci am dat flash-ul și am prins-o. Oh, wow. Oh, wow. Hai să luăm, hai să luăm. Oare pot star peste zidul ăsta? Da. Dă damage. Dă damage. L-am văzut pe piche. Oh, fuck. Boom! Boom! Oh, fuck me. Oh! Oh, da, câpul, dorule! Câpul! Oh, shit. Hai, vino pe aici. Prr! Easy fucking jack! Hai să merg, vreau să mă mai joc. Vreau să mă mai joc, nu dați end, vreau să mai fac un item. Da, cred că dau. Nu. Să nu dea end. Vreau să mă mai joc puțin. Vreau să văd cum ai campionul ăsta. Nu. Hai să lăs eu. Nu dați end încă. Vreau să mai joc chiar și dacă pierdem, vreau să mai joc puțin. Mi-era și un pic dor de lor, mă, ce pot zic. Perfect, mă. Uite, 500 de damage, mă, din basic. Și nici măcar nu am minte, mă, nu știu ce. Bău. Ia uite. Skill și direct hit. Dar acum, ce putem noi să ne facem? Mă sperie căcatul ăsta, mă, ce pula, se aruncă în sus, nu știu, zici că vine cineva după mine. Acest item, dacă nu am atacat 3 secunde, așa, critical strike for us. What? Your next basic attack, critical strike for 160. Holy shit, asta e broken. Nu atac și direct îmi dă crit? Oh my god.
Tu dai seama ce tare o să fie asta, că ajung la el și dau una. Și se pune și pasiva asta și pasiva la de la Trinity. Adică plus cât pula mea de Trinity-ul? 182. Plus 160 crit damage. Dacă îmi iau și un Infinity, aia înseamnă că o să fiu invincibil. Holy shit. Holy shit, I'm out. We out, boys. Abandon. Oare vine ceva aici? Probabil se duc la dragon. What the fuck? Ok, el fac eu. Hai, fac baronul, n-am, nu prea așa. S-au mers. Fuck it, merem! Dar mă vede. Da, mergem. Woo! Let's go, boys! Let's go! Fuck! Rip! Da, măcar am luat baron! Măcar am luat baronul și am un kill, deci e bine, e bine, boys! Vezi, e bine că n-a stat acolo la dragonul, vreau să iau dragonul, dar am zis, hai că... Hai că oprim pe curvă. Hai, prin curva de baron vreau să zic, da, na, că spun. Ultimul item. Ultimul item. Ce putem noi să luăm? Bă, cam îmi iau mult magic damage, gen... Jesus fucking Christ, tot ăștia dau... Dau prea mult, bă, mă doare sufletul când primesc una de la curva aia. Hai să luăm magic resistance, iau asta, să rezist un pic. Dă o rip. Mazar acolo face dragonul foarte, foarte bine. Hai să luăm asta și iau și moving speed. Dar mi se pare că merg mai repede fără, mă. Rip. Acum avem. What? Jesus Christ, bă, dar am crezut că vine aia, dar m-a văzut, avea warp acolo, mă. Oh my god, dar m-a văzut, mă. Nu vine să cred, avea warp undeva pe acolo și m-a văzut. Ai zis că aia nu s-a întors, gen s-a întors Xayah. Ea venea pe acolo și ea s-a întors, mă, incredibil, mă. Și așa am pierdut baronul. Amal Zahar ăsta e gen, nu știu, are o problemă cu creierul lui, el se duce doar farmează și își suge pula singur. Ciulel, acum se bagă în două, ui, oh my god, bă, ăsta-i fucking booster, bă. Fucking booster. Wow, a dat ulti pe el, rip. Ulti pe el. Oh, what the fuck, au murtă pe el. Nu prea bine să cred. Let go, next. Măi, dracu. A, nu cred că vine să dea că-i... Că ea știe ce se întâmplă. De-i dau din asta. Hop! Let go! Vine aici, lui. Easy. Boom. Au. Dă tare, curva. Dai, Bogdi. Au, fac, ratat-o. Dai.
Easy fucking game. Am prins-o acolo perfect, am prins-o perfect. Am prins-o direct de buci și am tras-o la mine. Dar se pare că nu am apuc să fac full build și Bogdus de aici, în. Sau nu încă. Mai așteaptă puțin. Ba, wow, dăm nevoie de 900 de gol, mă. Așteaptă, știi, să dea Enfisa, ce mă râd să-i dea stun și să-l moare. Au, că a dat acolo frumos. Frumos match, mă, frumos aici cu abonații. Cu pique, mă, primul match cu pique, am furat și baronul. Am făcut și o grămadă de kill-uri. A, chiar a fost un match interesant ăsta. Față de alte meciuri care uneori sunt plictisitoare și cancer. Sau toată echipa mea e fucking useless. What the fuck, noi n-am avut? Bă, la noi era un AFK? Îi dau honor la Bogdi. Chiar așa, ăla, nu era un AFK, bă! Oh my fucking god, nici măcar n-am văzut. Eram așa, gen hype. Nici măcar am uitat că Kog'Maw nici măcar nu era. De la level 9 nu mai era ăsta, mă? What? Gâgă, mă. Dar aici damage-ul Bogdi a dat cel mai mult, mă, și așteptam ca el să dea cel mai mult, pentru că a dat pur și simplu niște Q-uri acolo geniale și cu ultimat acolo ne-a nălucit. Astea au fost runele mele în junglă, dacă vreți și voi să jucați junglă. A, la început trebuie să ai echipă să te ajute puțin, poate puțin mai mult decât ar trebui, pentru că ai văzut, abia reușești să te treci de junglă, dar am văzut că mi-a dat un chest, nu? Hai să verificăm acest chest. Open. S-a mort o urgot. Cum arată skin-ul ăsta? Ce asta? Oh, mi-a dat asta de la pica. Oh, destul de fain. Oricum a fost super tare episodul ăsta. Dacă ți-a plăcut și ție, apasă butonul de like. Și o să ne vedem data viitoare într-un nou episod. Mai ales puteți să recomandați campioni sau jocuri pe care vreți să le vedeți pe canal. Și ne auzim în următorul video. Salut!